Salut, frate, eu sunt Alexandru Novac și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. După cum ați putea vedea și din titlu, astăzi o să mergem cu Tesla la Euro Truck Simulator 2. Am instalat un mod prin care poți să te poți să ai mașina Tesla în acest joc și pot spune că este foarte asemănătoare cu cea din realitate, Tesla din acest joc. După cum puteți vedea, volanul seamănă cu mașina din realitate. Puteți vedea și voi interiorul, e asemănător. Avem scaune care sunt destul de calitative din punctul meu de vedere. Din tableta de la Tesla sunt mai multe dotări pe care puteți să le folosiți. Spre exemplu, puteți încălzi scaunul și multe alte lucruri care sunt destul de utile în anumite situații. Momentan o să mă duc să dorm deoarece șoferul nostru este foarte obosit. O să mergem aici frumos la parcarea pentru ouși. Mamă, ce era să fac accident. A lovit puțin de bordură, dar nu-i nimic. Ne permitem test la noi. Ușor, ușor, ușor. Bă, dar accelerează foarte repede mașina asta. O să mergem aici și o să ne culcăm. Ca să facem să avem energie pentru următoarea zi. Cred că o să fie seară, da, o să fie seară. Merge cu Tesla în târziu. Cam așa arată mașina de la exterior. E ca un SUV, ceva de genul ăsta. Bun, hai să pornim farurile la mașină. La fel, da, amendă poliția. Ia uitați cum se aprinde bordul, vedeți? Interesant. Dar să vedem dacă... Să vedem ce lumini mai sunt. În afară de asta nu sunt alte lumini. Ups, aici e harta. Mă întors tot în Ungaria și, și vreau să mă duc în România. Ca să, na, nu vreau să fie clickbait titlul, adică să fie ceva fals care nu se întâmplă în videoclip. Că titlul am pus că sunt, mă plimb cu Tesla prin România, dar mă rog, nu e nicio problemă. O să mergem chiar acum în România, din păcate suntem în Ungaria, asta atât s-a putut. Și prindem mașina asta o viteză de zbor și a zborul. Să-mi spuneți acum aveți episoade de tipul ăsta, eu să mai fac dacă o să fiți apreciate episoadele. De ce nu? Dar ce dacă nu pot să aprind luminile la mașină sau nu știu eu cum. Aici e claxonul, G. Aici sunt mașinile mele sau comenzile sau ceva. Garajele, de fapt. Și îmi place la cel care a făcut acest mod că s-a inspirat foarte mult de realitate și mașina e foarte asemănătoare cu cea reală. Spre exemplu, geamul ai vizibilitate foarte mare, după cum puteți vedea, că așa e făcut de Tesla, să ai vizibilitate mare. Dar nu înțeleg cum poți să aprind luminile, asta e problema la mașină. Că bordul se aprinde când apăs pe butonul de lumină, dar nu se aprinde și afară, ciudat. Asta este, sper să nu de dea amendă poliția că merge cu fără fară din noaptea. O să facem și un test de viteză, dar momentan să ajungem în România. Teafă și nevătămați. Ușurel, ușurel, că prinde mașina asta de rupi, așa că n-ai ce zici despre ea. Vreau să văd când mai am susținere dacă vreți să mai fac episoade cu mașini în Euro Truck. Că celălalt episod de genul ăsta nu prea a fost atât de apreciat. Semnalizăm și noi. Vă cum să vedeți semnalizarea sau nu știu unde este. Că la Tesla e altfel. Hai să vedem aici cât prinde. Stai că... Staci așa că nu e așa... Era să facem o nebunie aici, dar n-am. Șofer profesionist, adică n-am. Se face acum dimineața. Hai să vedem ce poate să facă mașinul ca noastră de 100.000 de euro. Pentru un om din rând e foarte scump o mașină Tesla. Minim dai 50.000 de euro pe mașină Tesla. Acum a apărut Tesla Model Y, care e mai accesibilă. Dar la Elon Musk accesibil înseamnă 50.000 de euro. Adică, na, pentru un om din rând e foarte mult suma asta. Adică poți cumpere un apartament cu banii ăștia. Acum, Tesla nu e pentru oricine, e o mașină de lux. Are câteva, într-adevăr, are dotări frumoase, dar are dotări destul de spectaculoase, însă mașina nu e chiar așa de lux, cât se spune. La prețul ei zice că nu prea să merită relativ, acum depinde de fiecare om. Cam scumpă mașina. Acum depinde de bugetul fiecăruia până la urmă. Să spuneți dacă vreți să fac un episod și cu Dacia Spring în Eurotrack. Nu știu dacă au adăugat ei un mod, dar o să văd eu. Dacă o să vă placă episodul ăsta, chiar eu o să fac cu efortul ăsta să fac rost de Dacia Spring pe Eurotrack. Mașina românului, vorba bine. Deci ia cineva mai bine apartament cu Dacia Spring decât Tesla și atât. Păi da. Opa, ușurel, că intrăm în totul noi. Hai că mă uit așa. E ca un SUV mașina.
Și îmi place că are vizibilitate foarte multă mașina. Hai mă, mișcă-ți. Mișcă-te, Tesla. N-am dat degeaba 100.000 de euro pe tine. Mamă, dar repede mai merge mașina noastră. Are 1% afecțiune mașina. Am lovit-o acolo puțin. Nu-i nimic, așteptăm și la semafor ca un cetățean regulamentar, ca un cetățean bun, ce suntem. Ușor, ușor. Hai să vedem, piticule, ce poți să faci. Nu vreau să-mi dea amendă poliția din Ungaria, că ne ustură direct pe noi. Ne vede că suntem români, ne dă amendă mai mult decât era în lege, deci na, să avem grijă. Dar plin de mătezi, n-ai ce zici, când apeși puțin pe accelerat și zboară mașina. Apoi, uite, am pusat puțin, ta și voi cât a accelerat. Ce mă, te pui cu teza? Dacă accelerezi puțin, deja zboară mașina. Deci s-au inspirat mult din realitate, zic eu. Dar nu o să mai vezi foarte multe teze prin Ungaria, numai pe mine mă vezi în Ungaria. Și nu sunt în Ungaria aici să sabotez pe nimeni. Cel puțin, asta vreau să fac oamenii să creadă. Dar situația poate să fie total opusă la ceea ce am spus. Este posibil. Hai să lăsăm gluma la o parte să ne vedem de drumul nostru, că mai avem câteva ore până ajungem în România. Oricum 3 ore în jocul ăsta însemna în realitate 20 de minute sau 10 minute, cam așa. Acum depinde și cum mergi cu mașina. Aș vrea să merg așa, dar îmi dă amendă poliția din Ungaria. Și nu vreau. Și autostrăzile lor nu prea mă lasă să îmi folosesc capacitatea mașinii mele la maxim. Că suntem în Ungaria, adică ce vă așteptați? La, suntem aici, în țara mongolezilor. Că practic, ungurii au emigrat din Mongolia în Ungaria, în Europa. Și acum ce e teritoriul lor, chipurile. Spre exemplu, Budapesta, capitala lor, vine de la un conducător din Mongolia. Oricum, Budapesta este un oraș care are în componența lui două orașe. Buda și Pesta s-au unit într-un singur oraș. Ce să vezi, de asta e atât de mare orașul lor, capitală, că sunt două orașe, practic, care s-au unit într-un singur oraș. Ca să știți și voi, vă explic și vouă puțin istorie. Bine, asta nu e istorie, dar e o combinație între geografie și istorie, deci n-ai, perfect. Pe cine o să mai vedeți voi să vă explici așa ceva pe Eurotrack, adică numai pe mine. Te zice Eurotrack, explici așa ceva, e ceva fenomenal. Așa, mulțumesc, dăm prioritate cam Tesla. Ușor, hai că îi depășim pe toți noi când ne permitem. Hai cu 200 de km pe oră, ia uitați fraților cu km pe oră. Opa, opa, ușor. Opa, 400 de dolari amendă. N-am început bine ziua și deja am amendă. Ce să fac, frate, dacă n-am mers? Nu mi-ai dat prioritate, eu am Tesla și nu dai prioritate, adică nu. Stai că suntem la graniță acum. Opa, ușor. Venim cu Tesla în România, ce să mai... Dar greu mai oprește mașina asta. Are niște frânii, mă scuzați de dăgăit, dar am ajuns la graniță. Am ajuns la graniță, deci este totul bine și frumos. Suntem teafă și nevătămați, mașina se zice închid teafă, dar nu în totalitate. Hai, deschideți. Bine. Hai să vedem, domnule. E plăcerea mea să mă duc în România. Enter, bun, ne verific documentele acum. Și oficial am intrat în România. Uitați și voi ce uniformă frumoasă au al noștri. Poliția de frontieră scrie pe spatele lui. Perfect. Băgăm direct viteză, n-am venit bine în România, că băgăm 100 de kilometri din prima. 100 de kilometri pe oră. Opa, stați așa. Aha, pe aici să ia, bun. O iau pe aici, n-am ce să fac. Wow, nu mă lasă șocul să merg pe aici, aparent. Înseamnă că tot să merg pe aici? Interesant. O să merg pe aici, dar mi se pare ciudat drumurile astea. Două ori e asfaltat și ăsta e de opus. Sistemul României, adică na. Welcome to Romania, ce să zic. Ce să vă spun. Am ajuns oficial în România. Acum ne cântărești mașina, ce ne faci? Asta e pentru tir, nu pentru mașină, dar nu mă rog. Jocul cu cataloghează mașina mea ca un tir, na. Dar nu cred că e nevoie să mai măsoară acum. Greutatea de 9 toni, what? Tesla are 9 toni, nu știam așa ceva. Învățăm în fiecare zi ceva nou. De unde are Tesla 9 toni, haba n-am, dar întrebați și pe cei de la Eurotrack. S-a mai degrabă pe cel care a făcut modul ăsta. Bine, nu s-a gândit la așa ceva, dar mă rog. Opa,
Ce se întâmplă aici? Nu mai am lumină, nu mai am vizibilitate atât de bună. Bă, și mai e soarele ăla, mă arde. Unde mai aia? A, stai, că aici nu avem apărători de soare, cum are Dacia. Uitați și voi ce are Dacia. Până și Dacia are apărători de soare, dar Tesla n-are. Adică ce vă așteptați de la viață? Mașina de 50.000 de euro n-are un apărător de soare. Am ajuns oficial în România, mergem în București acum sau în Timișoara. Și o să merg și în orașul vostru până în Eurotrack dacă îmi scrieți în comentariu o sugestie de genul ăsta. Că du-te, spre exemplu, în Baia Mare, du-te în Iași, du-te în Bosnia Herțegovina, spre exemplu. Care trebuie să descarc un mod pentru asta că în jocul original nu există țara respectivă. S-a apărut ăla DLC-ul nou care poți să te duci în țările din Balcani. Spre exemplu, du-te în județul Olt, în comuna Mihăielești. Du-te în Galați, du-te în Constanța și o să mă duc în Eurotrack și o să vă vizitez orașul. Că, oricum, în Eurotrack nu o să vezi tot orașul în totalitate. O să vezi o parte din oraș care se aseamnă cu cel din realitate puțin. Hai să vedem cât prinde nebunia noastră pe stradă. Să nu facem ca la trecută, că na. O, nu mai am, pot să încin controlul cu mașina asta. Dacă aș merge numai așa, să nu încin mai repede de 2 ore acolo. Așa nu încin mai devreme la destinație. Vă ați oglinzile la Tesla. Cam mititele oglinzile. Dar Elon Musk a avut să s-a cam zgârcit cu oglinzile, dar asta e partea a doua. Mașina 50.000 de euro cu oglinzi atât de mici. Oh. Wow! M-a speriat puțin. Era să fac mare la accident. Uitați voi când merg la oră, cu viteza asta dacă fac accident s-a dus mașina, a bubuit, dat. S-a dus Tesla, s-a dus Elon Musk, s-au dus 50.000 de euro pe apa sâmbetei. Sau cât a dat domnul pe mașina asta, că o Tesla originală mai nou a apărut, o peste 100.000 de euro. De ce te duci în dreapta când mă vezi că sunt acolo? România, de ce nu dai mă prioritate și nebun la cap? Nu se poate așa ceva. Hai că nu m-am accidentat tare mașina. Mergem aici și vedem că doar 2% e accident avariată mașina. Deci am pus până la țanc, frate. M-a lovit puțin de după aia. Nu m-a văzut că sunt acolo, în spatele lui. Trebuia să mă lase să merg în stânga, frate. Păi, mă contrazice voi în comentarii dacă sunt eu șofer prea prost. Dar dacă am Tesla, tot să-mi dea prioritate. Oh, ușurel! Bestia, are și bestia din mașina asta. Poate vine un... Ah, am făcut și accident cu Tesla, 18% avare. O să plătim în jumătate din cât a costat mașina ca să o reparăm. Merge la Vericu, poate ne dăm un discount. Dar încă n-am ajuns în niciun oraș, deci na, nu putem să reparăm mașina. Dar acum o să conduc mai serios, că atunci am făcut și eu o glumiță. Suntem în joc, adică nu e realitate aici. E o realitate cel mai expert la condus. Au, putem să mergem cu 100 de kilometri acum. Așa, mai vii de acasă. Ce? Nu mă mai las acum. Bă, joc. Bă, o România. Acum mă lasă iar. Bun, bun. Cum să frate, am Tesla și nu mă las să merg cu 100 km pe oră pe autostradă. A fi bătaie de joc. Nu mai e nevoie să acționăm atât de mult, că ați văzut și voi ce se întâmplă dacă accelerez cu Tesla. Zboară mașina, nu mai putem să o controlăm. Ia tot ce umbli pe aici. Mai avem o oră și ajungem în România. Bine, suntem deja, mai avem o oră și ajungem în Timișoara, nu în România, că în România deja am ajuns, mă rog. Mă rog, ce să zic și eu. Mamă, dar accelerez și eu puțin data, mașina zboară. O să merg cu Tesla în orașul vostru, dacă îmi scrieți în comentarii. Hai să vedem unde am ajuns. Am ajuns în Reșița, Orșova, stă în stânga. Trebuie să facem sensul giratoriu. Acolo nu vine nimeni momentan. Putem să ne băgăm tare aici de tot. Și mergem spre Reșița sau Orșova la fel de aproape. Asta aș face. Deja am ajuns în România, să știi că am ajuns în România. Deja au venit vânzătorii noi să vândă pepeni pe aici, pe la marginea drumului. Ce mai vezi așa ceva? Mai bine am bani, face șoferul meu bani. Câte 1000 de euro, câte 2000 de euro, e bine și așa, când 0 lei, adică 0 euro. Aveam 20.000 de euro că am plătit amenzile alea, dar uite că o să-mi plătească ăsta, din compania mea, o să-mi plătească mașina să-mi le repare, perfect. Wow! S-a dus și bara din spate. Am avut și mașină, fraților, ce să zic, iau de cruce acolo. Hai că mergi, bă, ce se întâmplă, bă, uite, am ajuns cu Tesla pe câmp, incredibil. Am ajuns cu Tesla pe câmp, cine a mai făcut așa ceva în viața mea? Dacă nu reușiți să vă deplasați, apăsați V. Și cu ce mă ajută puta asta, vă, fraților?
Păi da, și voi nu poți să merg acolo. Și acolo e blocat, apare că a pus ei un zid invizibil. Uite și poliția română, ajutați-mă, mă, poliția română, nu vezi că am Tesla aici blocat. A fi libertate de joc din partea lui Elon Musk. Nu mă ajut în situația asta. Stați că poate fac eu diversiune. Dar mult o să mai coste reparații, fraților. Ia să vedem dacă recuperez, dacă reușesc să scap de aici. Am avut și Tesla, șofer foarte bun, am ce zici. Stați că... Asta se bătă dacă mergi cu viteză, copii. Învățați din greșelile mele, că la final de și voi în șans cu Tesla de 50.000 de euro. Aoleu, doamne. Ai mașină. Na, costă 50.000 de euro și nu poți să ieși dintr-un șans. Haide, că și Loganul s-a descurcat mai bine situația asta. Mai bine cumpăram un Logan decât Tesla, adică na, uitați și mie ce face Tesla. Uita, ce s-a aude, mă? Stai că scap de aici, scap de aici, vă garantez. Vă garantez eu numai că scap de aici, apare eu, 50.000 de euro. Îmi dă bani înapoi pe mașină dacă scap de aici. Și spun că așa vine din fabrică și îmi dă altă mașină nouă, nouță și nu mai plătesc nimic și un ban, perfect. Bă, dar greu mai merge mașina asta. Trebuie să merg mai încet cu ea, uite așa, bun. Bun, am ajuns aici și am ajuns aici, foarte frumos. Bă, dar nu, greu mai merge asta. Greu mai face dreapta, greu mai face stânga, greu cu volan. Stați așa că nu e așa. Poate mergem pe aici, ia să vedem. Fuck. Săraca mașină ce am făcut. Da, cred că o să trebuiască să mă duc mai în față. Poate acolo nu o să mai fie șansă, din asta și o să pot să merg și eu scap de aici. Tesla nu e făcută pentru off-road, după cum puteți vedea. Asta nu e mașină de off-road. Oh, ultima, ia la zidul din astea. Blezna. Hai, Tesla, fă ceva. Mi-a apăs tasta V, cum mi-au zis ăștia. Uite, am apăsat tasta V și nu mergi. Ci că mă ajută mai bine tasta V. Hai, Tesla, în sfârșit, Tesla! Am supraviețuit și am dărâmat toate zidurile. Am dărâmat tot de aici, ești nebun. A, nu-i ferește. Am defecțiune la motor, poate ajung și eu într-un oraș odată ca să ne repar mașina. Mergem la Reșița și repară, merge la Vericu. În timpul deplasării în condiții normale de drum este recomandat să dezactivați. O să dezactivez. Deci, fraților, acum o să mă apuc să conduc ca normal, ca omul normal. Ca altfel o să cădem în șansă și nu o să mai reușim să scăpăm de acolo în veci, în veci la mine. Las că avem bani să repară mașina la Vericu, poate ne face un discount. Sper să nu costă 10.000 de euro ca să repară mașina. La banii ăștia deja am cumpărat un Logan. Că trebuie să repare o mașină asta. Încă mai bine cumpăra Logan, ce spuneți? Mașina română e cea mai bună, nu? Aveți și voi dreptatea voastră. Ia uita, și poliția română a venit după ce am făcut 70 de accidente pe stradă. Dar prinde-mă, Dacia, auzi. Tesla, m-am obișnuit în Dacia eu și de asta. Păcat că am făcut un milion de accidente, dar asta este. Elon Musk o să ne dea o Tesla nouă gratis. O să spun că așa a venit din serviciu și o să-mi dea o mașină gratis. Tu o să fii șmecher în viață. Defecțiuni la motor. Hai Tesla, mai, hai cu tata, încă mai știu că poți. Știu că poți Tesla, încă mai încă puțin. Wow, nu ia în șans. Hai că am ieșit să facem off-road aici, ce facem cu Tesla. Facem off-road, nu așa. Păi, uite, aici nu era acum este. Nu era limită de viteză pentru un motiv sau altul. Aia că nu o să mai accelerez atât de rău, o să merg ca un om normal. What? Un simbol ciudat acolo. Unde am ajuns, mă, aici? Bine ați venit, municipiul Reșița. Aha, ce facem noi aici? Am ajuns în Reșița. Să spuneți în comentarii dacă e un abonat care locuiește în Reșița. Bine, asta e... Seamnă puțin cu Reșița, dar nu e seamnă cu... Nu existăm de asemănător. Sunt anumite asemănări între joc și realitate, dar nu foarte multe. Că nu e simplu să faci un oraș din ăsta într-un joc. Hai, permiteți-mi mie să-mi dați în prioritate cam Tesla. Ia uitați aici, ce eu, mă, cu eu nu o colesc aici, dar nu stau la ambuteiaje. Oh, frate! Hai că am făcut încă un accident. Cred că să scrieți în comentarii câte accidente am făcut. 70, 80, 50 de accidente, spuneți în comentarii să știu și eu. Am ajuns oficial în Reșița, dar
Parcă era intrarea în altă parte, dar jocul mi-a zis-o de-abia acum că sunt înregistrat. Și am ajuns aici oficial, uitați voi ce frumos este aici, cu flori pe stradă, oameni care conduc regulamentar, nu cameni. Cred că o să dau pe reparații, cred că jumătate din prețul mașinii, probabil. Mai bine îmi dă Elon Musk o mașină gratis, că na. Vă zic că așa a venit mașina și să mă despăgubesc cu o nouă Tesla. Hai să mergem puțin pe GPS. Hai să vedem unde mergem acum. Reșița nu există ceva de reparație, nimic. Uite aici ceva, un pat, uite aici la Oțel Impecabil, așa se numește. Aici merge, la Oțel Impecabil. Aici merge. Stai că trebuie să anulez aici. Merge la Oțel Impecabil, 12 minute durează. Oricum joc, faci cam în 12 minute în joc, dar în realitate faci cam 12, cam 3 minute, 2 minute. Nu foarte mult. Hai să vedem care e trebușoara. A, îmi plac blocurile astea, nu zic nu. Este zbântuit. Ce rău este să mergi cu 50 km pe oră. Foarte rău. Dar dacă asta avea... Dacă asta înseamnă să fii cetățean regulat, cetățean bun, asta e viața. Opa, hop, stop. Da, frânele de Tesla asta canal. Ia uite asta cu Duster-ul ăsta, e bun, mă. Ia uitați, frate, ăla e cu Duster-ul pe stradă, nu mai o să cu Tesla în România asta. Au, și poliția rămâne în spatele meu, nu era de ajuns că mașina asta are defecțiuni la motor și abia mai merg cu ea. Haideți, semaforul, ia stau 10 ani ca să pot să merg și eu pe stradă. Dobreta tunul se vede fix acolo să mergem. Ia uitați. Oh, nu mă lăsa la greu. Uitați cine e în spatele meu. E poliția rămâne în spatele meu și eu abia mă mișc. Stop. Ce viață frumoasă. Întâlnesc la mea frumoasă. Haide cu roșul tău. Roșul tău cel de toate zilele. Fă-te verde, te rog frumos. Mi-am făcut râs aici cu cât de bine conduc eu pe stradă. Da și voi ce geam mare Tesla asta. Haideți. Stai acolo, dăm prioritate. Mulțumesc, frate. Hai că depășim pătirul ăsta. Hai că m-am enervat, acum aia dau cu 200 la oră. Haide Tesla, arată-ți de ce ești în stare. Ia semafor, dar a trecut. La futur, mai era un semafor în spatele meu și iar unul, dar dacă te semafor mai la Bon mergem. Nici n-am auzit de supermarketul Bon. Opa! M-a speriat, am crezut că mi-a dat amendă poliția. Mergem acolo să dormim, că suntem obosiți. De fapt, mai întâi să ne repară mașina. Măcar să fie un service auto în România, să nu un service auto. Adică Vericu are service auto în România. Sau trebuie să merg până în București. Ha, ne ajut. Cât mai durează și până acolo, 7 milenii. A, uite și pe ăsta. Cum mergi, măi? Hai, facem o liniuță? Ce liniuță, mă? Că te întrebi într-o milisecundă, dacă vreau. Fac o liniuță de... Distrug străzile noastre. Puteți la în România ce să faci. Ia, uite și voi cum s-aude. Parcă s-aude așa că e electric. Interesant. Stați că am găsit drumul. Trece o biserică. Fac o românească. Dar nu mă lasă jocul să fac o românească. De fapt, mă lasă ea. Stați așa. Op! Bă, dar când accelerezi mașina să nu se mai oprește, frate. Îmi fac o românească și eu mă duc pe aici. Dar ce are mă asta, trezirea? Hello! S-a oprit în trafic ăsta, oprește traficul. Că nu mă lasă jocul pe acolo, dar pe aici mă lasă unde nu pot să merg. Perfect. Se pare că toți găsim service-ul Vericu, dacă îl găsim vreodată. Opa, mă, i-am dat în bordură, trotuare. Nu mai merge nimeni din mine. Eu îl conduc aici. Eu tot ce mănăstire aici. Bine, nu e o mănăstire. Deja o alb... E mai mult decât o mănăstire. Am un lapsus acum. E o catedrală. Catedrala de la... Nu mai știu cum se numea oraș. Stai să mă uit aici. Am ajuns în România, zic că e bine, cam asta e episodul, de o să mai fac episoade dacă vă place.
și o să ne mai plimbăm pe aici, pe România. Alexandru Novac aici, sper că v-a plăcut episodul și noi desigur ne mai auzim data viitoare cu un nou episod. La revedere!